Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre matriarhat, un concept de bază al preistoriei, controverse, susținători și adversari. Invenția unui mit, matriarhatul. Acesta este numele unui articol apărut în revista L'Histoire. Autoarea Stella Giorgudi, o reputată specialistă în istoria religiilor și a miturilor antice, pur și simplu desființa unul din conceptele de bază ale preistoriei, matriarhatul. Chestiunea a intrigat atât de mult încât mulți au căutat să afle care este adevărul și s-au trezit prinși în mijlocul unei controverse care durează de foarte mult timp. Unul dintre cei care au trasat câteva considerații interesante pe subiect este Cornel Constantin Iliescu, care își expune opinia pe site-ul istorie-civilizație.ro. Potrivit sursei citate, cel care a lansat conceptul de matriarhat, deși nu a folosit acest termen, a fost Johann Jakob Bachofen, 1815-1887, în lucrarea Dreptul matern, o investigație asupra caracterului religios și juridic al matriarhatului în lumea veche, apărută în anul 1861. Bachofen, antropolog și sociolog elvețian, a fost primul care a adus în discuție rolul deosebit de important al femeii în cadrul societăților preistorice. El afirma că dreptul arhaic al mamei este strâns legat de cel al venerării Fecioarei Maria de către creștini. Principalele idei susținute de Bachofen sunt următoarele. 1. La începuturile civilizației, oamenii trăiau într-o stare de promiscuitate sexuală. Bachofen folosește termenul de hetairism. 2. Această promiscuitate excludea orice certitudine a paternității și astfel descendența se putea stabili doar pe linie maternă. 3. Din acest motiv, ele dețineau un asemenea grad de influență și respect care a stat la baza instaurării conducerii femeilor sau ginecocrație, după cum îi spune Bachofen, și 4. Trecerea către monogamie, unde femeia aparținea unui singur bărbat, a dus la sfârșitul conducerii femeilor și la instaurarea dominației bărbaților. De asemenea, Bachofen propune 4 faze ale evoluției societății de la matriarhat la patriarhat. 1. Hetairismul. Oamenii trăiau în societăți poligamice, având ca zeitate dominantă o proto-Afrodita. 2. Matriarhatul. O societate având ca preocupare principală agricultura și ca zeitate principală o proto-Demetra. 3. Dionisianismul, o fază de tranziție în care bărbații încep să-și impună dominația. Zeitatea dominantă era un strămoș al lui Dionisos. Și 4. Apolonianismul, societatea este deja dominată de bărbați, zeitatea principală fiind Apollo. Bachofen susține că agricultura a apărut în matriarhat, o societate în care exista o armonie desăvârșită și unde dragostea maternă era baza tuturor relațiilor sociale. Pentru Bachofen, teoria matriarhatului este universal valabilă, din Spania până în India, din Sciția până în Africa și din Grecia până în Egipt. Preluarea controlului de către bărbați este reliefată de mitologie, odată cu apariția unor mituri precum cel al lui Zeus, care îi învinge pe titani, Hades, care o răpește pe Persefona, Perseu, care o ucide pe Medusa, sau Oedip, care omoară Sfinxul. Mitul amazoanelor a fost unul dintre punctele de sprijin pentru adepții matriarhatului. Herodot afirma că sarmații sunt urmașii amazoanelor. Acestea vânau, participau la războaie, aveau îmbrăcămintea identică cu cea a bărbaților și nu puteau să se mărite până nu ucideau un bărbat în luptă. Și în istoriografia romană își fac simțită prezența amazoanele. Ele sunt amintite de Cezar, Diodor, Philostratus, Procopius sau Plinius. Friedrich Engels, în introducerea la cea de-a patra ediție a Originii familiei, proprietății private și statului, apărută în 1891, susține că forma patriarhală a familiei a fost asumată fără niciun fel de îndoială ca fiind cea mai veche formă de organizare de către burghezie. În cel mai bun caz, s-a admis și ideea că în preistorie a existat o perioadă de promiscuitate sexuală.
Burghezia a adoptat modelul patriarhal pentru că este bazat pe proprietatea privată și pe aservirea femeii. Dar, susține Engels, au existat popoare la care descendența se făcea în linie maternă și că aceasta trebuie considerată singura valabilă. Engels îl citează pe Bachofen, care a interpretat mitul lui Oreste ca pe o reprezentare dramatică a conflictului dintre puterea mamei, aflată în declin, și puterea tatălui aflată în ascensiune. După ce Clitemnestra îl ucide pe Agamemnon, este la rândul ei ucisă de Oreste. Acesta este apoi urmărit de Furii, gardienii demonici ai dreptului matern, care considerau matricidul drept cea mai gravă dintre crime. Ajuns în fața Areopagului, convocat de zeița Atena, Oreste pune întrebarea de ce furiile mă urmăresc pe mine, care am făcut un act de dreptate și nu au urmărit-o pe Clitemnestra, care își ucisese soțul. Răspunsul primit, pentru că nu erau rude de sânge. Prin urmare, ce reiese de aici este că dreptul matern era primordial, din moment ce matricidul este considerată crima cea mai gravă. Numai că Oreste este achitat de Areopag, votul Atenei fiind decisiv. Și acesta este momentul în care dreptul patern a triumfat. Engels a fost entuziasmat de teoria matriarhatului, despre care a spus că este la fel de importantă pentru antropologie ca teoria evoluționismului a lui Darwin pentru biologie sau ca teoria plus valorii a lui Marx pentru economie. Și tot el susține că matriarhatul a devenit pivotul în jurul căruia se învârte știința. Un alt antropolog, J.F. McLennan, a introdus termenii de societăți exogame și endogame. Primul tip este cel caracterizat de faptul că bărbații unui trib nu se puteau căsători decât cu femei din afara tribului, care erau dobândite cu forța. Al doilea tip era caracterizat de faptul că bărbații nu se puteau căsători decât cu femei din propriul trib. În legătură cu exogamii, McLennan a oferit o serie de explicații, interesante din punct de vedere conceptual, dar fără niciun fel de susținere științifică. Astfel, el spune că obiceiul capturării femeilor de la alte triburi nu avea la bază o rațiune morală, adică legată de consanguinitate sau incest, ci una mult mai practică. El susține, tot fără dovezi, că există obiceiul la popoarele antice să-și ucidă nou-născuții de sex femeiesc. Acest lucru ducea inevitabil la o discrepanță între numărul bărbaților și cel al femeilor din trib. Prin urmare, în ciuda capturilor, mai mulți bărbați ajungeau să aibă ca soție o singură femeie, sau invers, fenomen numit poliandrie. Consecința firească, se știa cu siguranță cine este mama urmașilor, nu și tatăl. Rezultă stabilirea relațiilor pe linie maternă, de unde apare și dreptul matern. Numai că teoria lui McLennan nu se baza pe niciun fel de descoperire istorică și științifică. Și cu toate acestea a fost extrem de apreciată la vremea ei, în 1870. Tot în deceniul 8 al secolului al XIX-lea, Lewis H. Morgan a venit cu o altă teorie, având la bază studierea triburilor indo-americane. Morgan afirmă că în perioada în care căsătoriile în grup erau predominante, fiecare trib era divizat în mai multe grupuri în funcție de legăturile de sânge stabilite pe linie maternă. În cadrul acestor grupuri, căsătoriile erau interzise, dar erau permise cu cei din cadrul tribului, dar care aparțineau altor grupuri cu care nu existau legături de sânge. Practic, Morgan implică exogamia și endogamia în interiorul aceluiași trib, dar mai mult decât atât scoate în evidență rolul femeii în societate. Termenul matriarhat este folosit pentru prima dată de E.B. Taylor în articolul Sistemul familiei matriarhale, în 1896. Taylor avea să afirme că matriarhatul nu înseamnă că femeia conduce familia, ci că rudele de sex masculin din partea mamei își asumă conducerea. Helen Diner a fost prima femeie care a abordat acest subiect în lucrarea Mame și Amazoane, apărută în 1930, care este privit acum ca o operă clasică a subiectului.
Helen Diner afirma că în trecut toate societățile au fost matriarhale. Apoi, la un moment dat, majoritatea au devenit patriarhale și au degenerat. În anii 70, odată cu apariția fenomenului numit cel de-al doilea feminism, matriarhatul a revenit în forță. Dacă până atunci existaseră destule rezerve chiar și printre adepții acestei idei, lucrurile s-au radicalizat. S-a afirmat fără urmă de echivoc că la un moment dat societatea era centrată în jurul femeii. Femeile erau onorate pentru puterea lor misterioasă de a naște și erau venerate ca mari zeițe. Aveau un rol fundamental în domeniul artei și tehnologiei și luau cele mai importante decizii pentru comunitate. Maria Gimbutas, 1921-1994, arheolog, prin lucrările sale Zeițe și zei ai vechii Europe, apărută în 1974, Limbajul zeițelor din 1989 și Civilizația zeițelor din 1991, a avut o contribuție importantă la nașterea noului val de susținători ai matriarhatului. Ea afirma, mai ales în ultima lucrare, că societatea neolitică era una în care femeile ocupau un rol central, dovadă fiind cultul zeițelor. Conform lui Gimbutas, aceste societăți erau pașnice, acceptau homosexualitatea și aplicau principiul egalității economice. Atacul populațiilor androcratice, dominate de bărbați, au dus la dispariția acestor societăți și la apariția patriarhatului, în care conducerea aparținea războinicilor. Susținătorii matriarhatului mai vin și cu alte argumente, că au existat o mulțime de comunități umane în lume și că teoriile istoricilor europeni nu se pot aplica pentru toate, sau că există chiar și în ziua de azi societăți matriarhale, de exemplu în Pacificul de Sud, în India sau în America de Sud. De asemenea, ei spun că dacă bărbații dețin astăzi puterea, acest lucru este rodul expansiunii militare a Europei în ultimii 500 de ani și exterminării diferitelor culturi indigene. În majoritatea acestor culturi nu exista discriminarea și nici opresiunea sexuală. Chiar și în cadrul societăților în care existau relații de subordonare, accederea la posturile de conducere era deschisă atât bărbaților cât și femeilor. O abordare ceva mai diferită o găsim la Wilhelm Reich, care consideră matriarhatul drept prima formă de organizare, o formă primitivă și naturală de la care patriarhatul, organizație mult mai complicată, avea să se dezvolte. Pentru el, diferența fundamentală dintre matriarhat și patriarhat este următoarea. În timp ce matriarhatul este caracterizat de o mare libertate sexuală, patriarhatul este dominat de o importantă represiune sexuală. Conceptul de matriarhat ca epocă de aur a omenirii a fost criticat în studii mai recente, precum Inevitabilitatea patriarhatului de Steven Goldberg, Zeițe demascate de Philip G. Davis sau Mitul matriarhatului preistoric de Cynthia Eller. Conform lui Eller, Gimbutas a avut un rol esențial la reconstruirea mitului matriarhatului, în urma studierii culturilor est-europene, pe care apoi le-a extrapolat la nivel universal. Eller afirmă că în lumina dovezilor, în societățile primitive, paternitatea nu a fost niciodată negată și că prezența zeităților feminine nu implică un rol atât de important al femeii în societate. Ea ajunge să afirme că utopia matriarhatului nu este altceva decât o inversare a antifeminismului. Aceeași cercetătoare avea să afirme că, după ce a studiat biblioteci întregi, nu a putut găsi dovezile care să-i permită să susțină fără dubii ideea matriarhatului. Ce a găsit? Interpretări ideologice ale unor artefacte și mituri antice, câteva analize antropologice dubioase, puțin astrologie, potrivit autoarei. Prin urmare, matriarhatul este un mit acceptat și exploatat ca atare de mișcarea feministă. Steven Goldberg propune o teorie conform căreia dominația bărbaților este explicabilă dacă avem în vedere diferențele biologice dintre femei și bărbați. El sugerând că în virtutea acestora, patriarhatul nu poate fi pus la îndoială în niciun moment al istoriei. Joan Bamberger, în Mitul matriarhatului, o carte apărută în 1974,
spune că nu există dovezi istorice care să susțină, fără putință de tăgadă, existența unor societăți matriarhale. Pentru Bamberger, miturile antice sunt interpretate și altfel. Ea afirmă chiar că acestea sunt de fapt argumente în favoarea patriarhatului. Analizând unele mituri care implică societățile din zona Amazonului, ea arată că aceste mituri evocă o alternativă catastrofală, societatea dominată de femei. Miturile arată că de fapt femeile nu știu cum să manevreze puterea și că în cele din urmă bărbații trebuie să-și asume conducerea. Alți cercetători susțin că femeile ar fi putut deține o importanță politică mai mare în anumite societăți mitrilinare, dar că acest lucru nu implică neapărat și matriarhatul. De aceea ei susțin că este foarte important să existe o distinție foarte clară între acești termeni, mitriliniar și matriarhat. Alți cercetători susțin că femeile ar fi putut deține o importanță politică mai mare în anumite societăți mitriliniare, dar că acest lucru nu implică neapărat și matriarhatul. De aceea ei susțin că este foarte important să existe o distinție foarte clară între acești termeni, mitriliniar și matriarhat. De altfel, chiar și părinții matriarhatului au acordat această putere femeii prin prisma influenței pe care aceasta o avea în cadrul familiei. Dar nu au privit matriarhatul ca pe o guvernare a femeilor, adică în sensul că acestea dețineau puterea politică. Ei erau conștienți că structura sexuală a conducerii politice era independentă de cea din cadrul domestic. Ideile au fost forțate în acest sens de noile valuri feministe de după anii 70 ai secolului trecut. Stella Giorgudi, în crearea mitului matriarhatului, merge pe ideea că demonstrațiile în sprijinul acestei idei sunt false, fiind bazate în special pe miturile grecești antice și pe istoriile lui Herodot. Grație evoluției considerabile a etnologiei, arheologiei și studiului miturilor, știm că matriarhatul nu a existat. Cercetătoarea descrie teoria lui Bachofen ca pe un fel de etnoevoluționism. La început, umanitatea nu a cunoscut decât regnul matern, trecând apoi la stadiul superior, patriarhatul. Giorgudi susține că termenul matriarhat a fost falsificat în secolul al XIX-lea, prin analogie cu patriarhat. Termenul s-a încetățenit întrucât avea avantajul de a se referi atât la dreptul matern, cât și la ginecocrație. Interpretarea descoperirilor arheologice s-a făcut în mod subiectiv, pentru că numeroasele Venus descoperite în diferite părți ale lumii au fost scoase din întreg pentru a susține această teorie. Pentru că multe dintre ele au fost descoperite în ansambluri sculpturale, din care făceau parte și figuri masculine. Teoria lui Bachofen este importantă pentru că a pus chestiunea raportului dintre bărbați și femei, în termenii conducerii, deținerii și puterii. Giorgudi admite existența unor stereotipuri legate de starea de inferioritate a femeii și de implicarea acesteia în procesul decizional. Ea nu neagă existența cultului divinităților feminine sau rolul femeilor în societate, dar toate acestea trebuie puse într-un context religios și cultural, fără a se recurge la generalizări hazardate. Un exemplu adus în sprijinul matriarhatului este cel al indienilor Iroquois, unde femeile aveau dreptul de a nominaliza și alege pe membrii Consiliului de Conducere al tribului. Adversarii, pe de altă parte, aduc contraargumentul că membrii acestui consiliu erau doar bărbații, care oricum puteau avea drept de veto asupra deciziei femeilor. Un alt trib nord-american, Crow, este dat ca exemplu de societate matriarhală, aducându-se argumentul că femeile sunt cele care efectuează anumite ritualuri sacre și sunt implicate în mod esențial în procesul de asigurare a hranei, având drept de proprietate asupra pământului. Vorbim de o societate agricolă. Contraargumentul, bărbații puteau să le exproprieze și puteau să le interzică efectuarea ritualurilor sacre. O altă opinie este cea formulată mai recent, în 2002, de Peggy Sunday, care susține că definiția matriarhatului drept control al puterii de către femei trebuie abandonată în favoarea unei definiții care să pună accentul pe aspectul cultural, în care rolul simbolurilor materne să fie scos în evidență.
În concluzie, care este până la urmă adevărul? A existat sau nu matriarhatul? Iată o întrebare la care, după cum am văzut, părerile cercetărilor sunt împărțite. Și probabil vor rămâne așa pentru o perioadă lungă de timp. Cea mai activă organizație care susține ideea matriarhatului este Modern Matriarchal Studies, care organizează și congrese dedicate chestiuni în cauză. Sufletul acestei societăți este Heide Göttner-Abendroth, cea mai avizată voce în acest domeniu în momentul actual. Pentru ea, existența matriarhatului nu poate fi pusă la îndoială, găsindu-i și o serie de caracteristici care nu suportă niciun fel de îndoială, precum lipsa ierarhiei, stabilirea descendenței pe linie maternă, egalitarism, conviețuire pașnică, existența cultului zeițelor și reciprocitate economică. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. La revedere!